Bine ați venit, prieten, la Gadget Talk România. Numele meu este Florin și astăzi facem o comparație între cele două tablete produse de Asus, modelele de 7 inch. Este vorba de Nexus 7 și Asus MemoPad, modelul de 7 inch. După cum vedeți, pe carcasa este aproximativ similară și designul ambelor modele este similar. Diferența se face la partea de material folosit, în timp ce pe MemoPad 7 avem un plastic mai rigid, un plastic mai dur. Pe Nexus 7 este o carcasă mai fină, dintr-un plastic mai fin, se și simte la atingere atunci când trecem cu degetele peste suprafața carcasei. După cum vedem, ambele modele au branduit logo-ul Asus. Pe MemoPad 7 este în mijloc, pe Nexus 7 este undeva mai jos, deoarece este și logo-ul Nexus în partea de sus. Avem difuzorul. Pe Nexus 7 este centrat, pe MemoPad 7 este puțin lateral. Avem butoanele de volum, care sunt un pic așezate diferit față de Nexus 7. Pe MemoPad 7 sunt în partea stângă frontal, deci cum ține tableta cu fața, pe partea stângă, butonul de power și butoanele de volum plus minus. În timp ce pe Nexus 7, dacă ne uităm la ea frontal, butoanele sunt așezate în partea dreaptă. Deci butonul de pornire și butonul de plus minus. Mergând mai departe, tabletele au o diferență de 30 de grame în greutate. Nexus 7 cântărește 340 de grame, în timp ce Asus MemoPad cântărește 370 de grame. Să trecem la partea de display. Ambele, deci spuneam, au o diagonală de 7 inci a ecranului. Nexus 7 vine cu o rezoluție de 1280x800 megapixel, în timp ce Asus MemoPad 7 are o rezoluție de 1024x600. Nexus 7 vine cu sticlă Gorilla Glass, în timp ce pe Asus MemoPad 7 este o sticlă normală. Densitatea pixelelor este diferită, pe Nexus 7 este de 216 pixel pe inch, în timp ce pe MemoPad 7 este o densitate a pixelelor de 170. MemoPad 7 vine cu stocare de 8, respectiv 16 GB intern, și are și suport pentru microSD card până la 32 de GB, în timp ce Nexus 7 este disponibil în acest moment pe piață doar în variantele de 16, respectiv 32 de GB, fără suport pentru microSD card. A fost și o variantă de 8 GB care a fost retrasă de Google odată cu lansarea modelului 32. Mergând mai departe, ambele tablete vin cu cameră foto frontală. Pe partea din spate, după cum ați văzut, nu există cameră foto. Da? Deci o cameră frontală pe MemoPad 7 este o cameră frontală de 1 megapixel care redă video în conferințe la 720p, iar pe Nexus 7 avem o cameră de 1,2 megapixel care și ea redă tot la 720p. Mergând mai departe, ambele vin cu conectivitate Wi-Fi, Bluetooth, vin cu GPS, ambele au 1 giga de RAM pe memorie internă, memorie 1 GB de RAM, vin cu procesoare pe MemoPad 7 un procesor single core de 1 GHz, iar pe chipsetul este VIA, iar pe Nexus 7 avem un procesor quad core Nvidia Tegra 3 de 1,2 MHz, GHz. Ce aș putea să vă spun în continuare? Ambele rulează sistemul de operare Android 4.1 din cutie, dar cu o mică diferență, faptul că Nexus 7 deja are versiunea 4.2.2 disponibilă, în timp ce MemoPad 7 este de-abia la versiunea 4.1.1. Haideți să vedem un pic și interfața grafică. Deci Asus MemoPad 7 vine cu interfața grafică standard a celor de la Asus. Nu știu dacă se vede pe ecran pentru că bate lumina exact pe el. Deci, spuneam, o interfață grafică customizată de Asus. Și, după cum ziceam, sistemul de operare Android 4.1, haideți să vă și arăt, poate se vede la cameră, nu știu. Deci 4.1.1. În timp ce pe Nexus 7 avem 4.2.2 în acest moment. Iată și interfața grafică a celor de la Google. Este vorba de HoloWii, care este
ceva mai simplă și mai ușor de, mai agreată de utilizatori în general, pentru că este mai simplificată și nu are lag față de alte interfețe, cum ar fi pe Samsung sau pe HTC. Deci spuneam, amândouă lucrează Jelly Bean. Ce aș putea să vă mai spun? A, da, să vă spun, să vă arăt diferențele de grosime. Deci amândouă par la aceeași grosime, doar diferențele sunt foarte mici. Dacă Nexus 7 are o grosime de 10,2 mm, Memo 47 are o grosime de 11 mm, dar după cum vedeți nu se observă acest lucru dacă le punem una lângă cealaltă. Și haideți să vă spun și prețul lor. Deci, dacă Nexus 7 este un mid-range către segmentul de piață high-end, o găsiți pe piață la un preț de 1250 de lei până la 1400 de lei modelul cu 4, cu 3G. Iar Asus Memo 47, fiind un entry level de 7 inch, o să o găsiți pe piață până în prețul de 800 de lei. Cam atât, prieteni, pentru astăzi din punct de vedere al comparației acestor două tablete. Numai bine!